serioasă pe care o dezvăluiam aici la Obiectiv, după ce o informație dată de șeful ANPC arăta că merele din hipermarketuri, supermarketuri sunt tratate, mai ales cele din Polonia, cu o substanță extrem de periculoasă, o substanță cancerigenă. Ei bine, o etichetă de pe produsele, merele livrate în școli, arată că proveniența este aceeași. Vedem materialul, după care în direct cu noi șeful ANPC pentru a ne lămuri dacă există teste făcute pe aceste mere și dacă substanța cancerigenă a pătruns în școli în mod constant prin livrarea acestor mere. Fructele poloneze care ajung în școli sunt cumpărate de Consiliul Județean. Deși Dâmbovița asigură 13% din producția de mere din România, producătorii locali nu s-au calificat când s-au făcut contractele de furnizare. Au reușit să intre pe piață firme din Polonia, însă despre care se știe că tratează fructele cu imazalil, o substanță care are rol de conservare, dar care provoacă mutații la nivel celular și este cancerigenă. Există diverse studii care arată că în funcție de cantitatea ingerată, acest tip de substanțe, nu numai imazalil, poate provoca, așa cum a spus, cancer. Consiliul Județean a ales firma poloneză pentru că poate asigura fructe tot timpul anului. Conservantul folosit este unul dintre motivele pentru care are această capacitate. Un astfel de produs nu se livrează doar când sunt merele din octombrie până în decembrie. Se livrează din luna de când a început școala, 5, 7, 10 septembrie, până anul viitor, pe 15 sau 20 iunie, când se termină școala. Nu mi-explic de ce vin merele din Polonia, câtă vreme și la noi în țară se produc. Livezile de unde se cultivă celebrele mere de Voinești se află la numai 30 de kilometri de Târgoviște, dar producătorii locali spun că nu au infrastructură pentru contracte mari cu statul. Cum să facem un contract? Și eu una nu aș putea să fac un contract atâta timp cât eu nu am o bază undeva, adică să am un spațiu de depozitare sau o stație de, o linie de sortare. Extraordinar. Deci în patria merelor, aici unde suntem în Dâmbovița și renumitele mere de Voinești, se dau cu 50 de bani la sac și noi cumpărăm din Polonia. Specialiștii avertizează că soluția aleasă de autorități s-ar putea dovedi dezastruoasă pentru sănătate, în special în cazul elevilor. Trebuie să fie foarte precauți, trebuie să fie atenți, mai ales copiii sunt mult mai sensibili decât adulții la astfel de substanțe care intervin chiar la nivelul genomului, al genelor noastre. Polonia asigură peste 70% din merele importate în România. Uniunea Europeană a alocat României aproape 7 milioane de euro pentru achiziționarea de fructe și legume în anul școlar 2019-2020, bani care, în loc să ajungă la producătorii locali, se duc în mare parte la furnizorii de peste hotare. Președintele ANPC în dialog cu noi în aceste momente. Bună ziua, domnule Constantinescu. Noi am avut acest dialog, au văzut telespectatorii fragmente. Ce vreau să vă întreb acum este în legătură explicită cu aceste produse. Există o verificare a lor? Această firmă, aceste mere, au fost în vreo zi în atenția dumneavoastră? Nu, doamnă. În atenția colegilor la sanitar veterinar trebuie avută în vedere pentru a evalua corect aceste fructe din punct de vedere al tratării cu diverse substanțe antifungice, insecticide, ceruri, etc. Ceea ce spuneam noi ca autoritate este că trebuie să determinăm comercianții, importatorii, distribuitorii, absolut orice comerciant, să-l determinăm să informeze cu privire la modul în care aceste fructe au fost tratate și ne gândim noi să introducem obligativitatea de a informa că există prezumția că aceste substanțe pot provoca cancer. Nu este o poveste inedită, o întâlnim pe fiecare pachet de țigări. Absolut, dar domnule președinte, iertați-mă un pic, e o diferență majoră. Ce spuneți dumneavoastră e absolut corect. Omul când cumpără de la raft, trebuie să aibă informația și decide el. Cumpăr ceva tratat cu o substanță cancerigenă atât de nocivă potrivit profesorul Mencinikovski, una care atacă genom. Da? Deci extrem de serioasă, nu e așa pe lângă. Nu vreau să fac nicio comparație pe cum cea făcută de dumneavoastră cu fumatul sau cu altceva, da? Unde scrie și explicit cu fotografii și așa mai departe. Opțiunea la raft este una. Când în momentul în care li se livrează copiilor în școli, acolo nu mai e nicio opțiune. Copilul ia și mănâncă. Din această perspectivă, cred că acțiunea dumneavoastră trebuie să fie una imediată. Este adevărat atât timp cât avem niște rezultate. Trebuie să vă gândiți în același timp că există o toleranță.
impusă de regulamentele europene, care ne transmit că o anume cantitate pentru o anumită cantitate de fructe este tolerabilă. Cu toate acestea, ceea ce încercam noi în ședința de să transmitem colegilor din Europa este că nu putem face acest tip de evaluare. Nu știm dacă un copil care mănâncă un măr sau altul care mănâncă 4 mere pe zi. Nu mai repetați asta, vă rog, ați fost în dialog cu profesorul Mencinikovski în emisiunea trecută și v-a spus că acest lucru este un fals. Dom'le, luați-l pe omul acesta, vă spuneam și atunci. Cereți-i să vă aducă studiile la cunoștință, pentru că e un fals această chestiune că n-ar exista probată cantitatea, succesiunea în număr de zile de câte ori trebuie să mănânci câte mere ca să fie periculos. Profesorul Mencinikovski v-a spus că nu este adevărat acest lucru. Eu nu pot decât să pun față în față punctele de vedere specialistul. Doamnă scumpă, nu m-aș contrazice cu domnia sa pentru că este cu siguranță specialist, iar eu nu sunt jurist. De aceea ceea ce spuneam eu și probabil nu m-am făcut înțeles este că indiferent de studii sau nu, nu putem ști la nivelul metabolismului fiecăruia dintre noi dacă acest lucru este sau nu periculos și mai bine îl înlăturăm. Asta este ceea ce încerc eu să susțin. Perfect, aici suntem de acord. Și atunci vă întreb, aceasta fiind o situație punctuală, din punctul meu de vedere necesitând reacție imediată, ce poate să facă ANPC-ul azi, astfel încât mâine să avem un prim pas? Sigur că nu mă aștept ca mâine să scoateți toate aceste mere din școli, că poate face și o nedreptate, nu știu, poate nu toate sunt stropite cu imagini, dar eu vă întreb, mâine e ceva de făcut astfel încât să diminuați aceste riscuri? La adresa copiilor mici și mai mulți dintre ei. După părerea mea, mâine ar trebui sau astăzi trimise merele la un laborator de specialitate să determine o autoritate să își asume rezultatul acestui analiz. Cine să facă asta? Ați spus că trebuie trimise. Cine? Pot chiar cei care achiziționează să trimită spre a fi verificată. Nu trebuie neapărat o autoritate de control să intervină, dar colegii de la Sanitar Veterinar au la dispoziție inclusiv laboratoare, inclusiv personal de specialitate pentru a evalua consecințele consumului. În opinia mea, și acum vreau să înțelegeți că este în primul rând opinia mea ca părinte, nimic din ceea ce poate comporta riscuri, fie ele și nedovedite, nu trebuie să ajungă pe masa unui consumator, mai ales de vârsta micuților. Pentru că dacă unul singur dintre aceștia are un metabolism care va face să se instaleze eventual o boală, nimeni nu poate cumva combate suferința părinților acestuia și mai ales a micuților. Deci cred eu că ar trebui în general să ne orientăm. Deci vreau să spuneți că nu-i treaba ANPC-ului, ci treaba autorității sanitar-veterinare, treaba... Noi nu avem la acest moment capacitatea decât de a le retrage, a le sigila, a le eșantiona și a le îndrepta către un laborator funcțional. Noi aștept să faceți asta. Domnule Constantinescu, aștept să faceți asta. Din punctul meu de vedere, situația este extrem de serioasă. Mai ales, repet, câtă vreme vizează un astfel de mecanism în care nu cumperi informat, ci copilul tău primește automat acest măr zilnic în școală. Vă mulțumesc și aștept să văd în zilele următoare care va fi acțiunea dumneavoastră și a celor de la Autoritatea Sanitar-Veterinară. Domnule Dobre, dacă vreți să vă exprimați, dacă nu luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu situația. Nu, vreau doar să spun că merele noastre în România zac pe jos, se putrezesc până livezi, în timp ce noi cumpărăm mere din Polonia, de asta avem un deficit care va depăși 15 miliarde poate de euro în acest an. Domnule, dă-i, uite, inspirație, să facă niște depozite pentru... Și cumpărăm facem achiziție centralizată pentru școli, români, tot mere din import în loc să cumpărăm mere din România. Scurtă pauză de publicitate, ne